Este una dintre vechile biserici ale Bucureștiului, situate pe strada Academiei și închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Lăcașul de cult este un monument istoric reprezentativ pentru arhitectura brâncovenească. La resfințirea din urmă cu 10 ani, în data de 29 aprilie 2012, a primit și cel de-al doilea hram, Duminica Mironosițelor. Astăzi, la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, a fost zi de aleasă sărbătoare. Sfânta liturghie de hram a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pe un podium amenajat în apropierea lăcașului de cult. Doar Hristos poate oferi bucuria și pacea, pentru că acestea sunt daruri ale Duhului Sfânt, a afirmat Preasfinția sa în cuvântul de învățătură. Îngerul care le vestește mironosițelor învierea lui Iisus le trimite la ucenicii din Ierusalim ca să le vestească acestora că Iisus a înviat cu adevărat și că se va arăta lor în Galileea. Sigur, până li se arăta în Galileea, li s-a arătat chiar în aceeași zi în care s-a arătat femeilor mironosițe, Mariei Magdalena și celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, Luca și Cleopa, la vremea serii, când Iisus a intrat la ei prin ușile încuiate și le-a spus pace vouă, după cum în dimineața zilei le spusese femeilor mironosițe, bucurați-vă! Doar Hristos, ca Dumnezeu, poate oferi bucuria și pacea, pentru că ele sunt daruri ale Duhului Sfânt. Sfintele femei mironosițe sunt modele de credință și evlavie pentru toate femeile creștine, a mai amintit ierarhul. Cinstindu-le astăzi în mod deosebit pe femeile mironosițe, cinstim curajul, evlavia și credincioșia femeilor creștine dintotdeauna. Calendarul este plin de sfinte, începând cu sfintele mucenițe care au murit îndată după întemeierea bisericii și începerea persecuțiilor anticreștine. Ele au strălucit ca soții și credincioase și mame evlavioase care au transmis copiilor credința creștină și dragostea față de Hristos și de biserica Lui. Până în vremea noastră, femeile au arătat întotdeauna aceeași evlavie, aceeași credință puternică și aceeași nădejde pe care au avut-o femeile că în ciuda greutății pietrei de pe ușa mormântului vor putea intra în interiorul acestuia. De la ele să învățăm, iubiți credincioși și credincioase, curajul în mărturisirea credinței. De aceea astăzi când le cinstim pe femeile mironosițe și prin ele pe toate femeile creștine, așa cum o facem și în ziua praznicului Bunei Vestiri, să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să ne ajute să cultivăm în inima noastră virtuțile care au împodobit sufletele femeilor purtătoare de mir. După Sfânta Liturghie, soborul de slujitori și credincioșii au mers în procesiune cu o copie a icoanei Maicii Domnului Paramitia. Al doilea hram a fost oferit de prefericirea sa în momentul în care a resfințit biserica și de atunci sărbătorim în fiecare an acest al doilea hram și avem activități culturale, socioculturale, artistice dedicate femeii creștine. După ce biserica a devenit o bijuterie resfințită, restaurată, consolidată și acum construim ziduri spirituale în inimile oamenilor, ca oamenii să găsească aici răspunsurile de care au nevoie. Și pentru noi este o mare bucurie că nu e doar un monument istoric de acum 300 de ani, este și un monument de cultură și artă românească, pentru că păstrează, iată, stilul brâncovenesc, însă este și biserică vie în care oamenii găsesc pace închinându-se icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului care a fost adusă de la Mănăstirea Vatoped, o copie a Maicii Domnului Paramitia, închinându-se icoanei sfinte și găsindu-și aici pacea. În fiecare an, după ce icoana a ajuns, mergem până la fântânile de la universitate, acolo unde au murit tineri în 22 decembrie și mergând cu icoana și cântând Hristos a înviat, aducem o mărturie de credință. Copia icoanei Maicii Domnului Paramitia de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi a fost sfințită anul trecut în data de 14 martie.